Astăzi noi avem un eveniment și este un eveniment frumos în care noi ne distrăm și ne simțim bine. Pentru că astăzi este Sfântul Vasile, așa cum mulți îl sărbătoresc, și s-au mai spus în popor anul nou pe stil vechi. Așa că, prieteni, dacă tot avem un anul nou pe stil vechi, înseamnă că dansăm și ne distrăm. Vreau să invit o persoană importantă, persoana care și de fapt este spiritul acestui eveniment. Vreau să-l aplaudați pe părintele, preotul și profesorul și dascălul în același timp, domnul Sergiu Boldirescu, părintele de la Biserica din satul Hârtop. Bună seara, stimați participanți la un eveniment de suflet organizat aici în satul Zeluceni, la restaurantul Provence. Și dacă aș fi să depăn în câteva cuvinte motivul pentru care, sau motivele pentru care ne-am adunat noi în această seară aici, ca să, în primul rând, să fim împreună și, în al doilea rând, astăzi, să așezăm o platformă frumoasă, ca în fiecare an, așa cum îmi spunea domnul Ștefan Presăcari, proprietarul acestui restaurant, că zice, părinte, evenimentul caritabil de Sfântul Vasile trebuie să fie organizat în fiecare an, unde oamenii dornici de a fi parte a acestei platforme care va aduna niște mijloace financiare în fiecare an și vor fi direcționate acum pentru construcția așezământului social, și dacă vom reuși pe parcurs în câțiva ani sau cât rânduiește Dumnezeu să avem acest așezământ construit, pe urmă ne vom orienta spre burse și mai mari pentru tineri, pentru copiii care merită susținuți, și alte proiecte frumoase care pot fi organizate din contribuția dumneavoastră, din sprijinul și susținerea pe care ne-o acordați. 2024 anul, 2024 suma cu care dumneavoastră astăzi ne-ați ajutat. La anul se va scumpi cu un leu, va fi 2025, și mi-a plăcut cineva din sală când a zis că, dar eu vreau să ajung și în 2060, când va costa 2060 biletul. Ne rugăm să ajungeți mulți ani înainte la acest eveniment. Și cred că astăzi, cu ajutorul bunului Dumnezeu și cu ajutorul partenerilor noștri, ziarul nostru, restaurantul Provence, Asociația Centru Cultural Spiritual Sfântul Voivod Ștefan cel Mare, Rotary Club Soroca și ceilalți parteneri și membri organizatori acestui eveniment, că sunt foarte mulți care ne-au ajutat și care au făcut tot posibil ca această seară să aibă loc. Așezământul social Samariteanul Milostiv, Casă pentru Copii Orfani, a început a se construi încă în 2020. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, încheiem cota zero și ne ridicăm spre nivelul întâi. Cu dumneavoastră împreună, sunt sigur că piatră cu piatră vom reuși să punem, să ajungem la acoperiș și, cu ajutorul lui Dumnezeu, să punem în funcțiune acest proiect. Este proiectul dumneavoastră, este proiectul tuturor celor care ne ajută și vreau și îl rog pe bunul Dumnezeu și am toată încrederea că vom ajunge ca acest așezământ social să fie demnitatea, doza de demnitate a dumneavoastră, și să spuneți cu bucurie: și eu am ajutat la înfăptuirea acestui proiect. Dragii mei, de când s-a născut ideea proiectului, foarte mulți au fost care ne-au ajutat, dar au fost și foarte mulți care au încercat să mă facă, mă iertați de expresie, să avortez acest proiect. Nu se va întâmpla niciodată, pentru că eu sunt născut în ziua de 2 iunie, când este ziua adopției. Deci atunci când un copil poate fi adoptat. Eu cred că Dumnezeu nu întâmplător m-a trimis pe acest pământ, nu întâmplător ne aflăm noi astăzi, și proiectul Samariteanul Milostiv, încetul cu încetul, își va aduce roadele. Dacă noi împreună am reușit să construim un muzeu de mai mare frumusețe, care și astăzi a fost vizitat de câteva familii, dacă noi împreună cu oamenii buni am reușit să construim o cantină socială, dacă noi am reușit împreună cu oamenii buni să
amenajăm și să aducem un atelier de confecționare a iilor și costumelor populare, dacă noi am reușit multe împreună, vreau să fiți siguri că acest proiect va avea bun sfârșit și va fi doza de demnitate a tuturor. În încheiere vreau să mulțumesc gazdei pentru propunerea și acceptul, de fapt, a organiza acest eveniment. Vreau să mulțumesc doamnei Natalia Vrâncean, redactor șef a ziarului nostru și omul care, de fapt, a ținut cel mai mult. Eu poate spuneam că poate nu trebuie, poate mai lăsăm, părinte, mergem înainte și organizăm un eveniment de caritate. Vreau să mulțumesc familiei Prisăcari, domnul Ștefan și doamna Nadejda, care mi-au inspirat încredere și nu numai că încredere, dar prin cuvintele lor am primit și o doză care m-a făcut să gândesc strategic. Părinte, aceasta e prima ediție, va fi și a doua și noi o să facem tot posibilul ca să aibă loc acest eveniment de fiecare dată. Ca să nu întind mult vorba, mulțumesc tuturor celor prezenți, mulțumesc autorităților locale și raionale care sunt prezenți astăzi, mulțumesc oamenilor buni care sunteți alături de noi și care am făcut ca 85 de bilete dintr-o sută să fie vândute. Mulțumesc din suflet! Acest discurs este foarte important pentru a înțelege de ce ne-am adunat cu toții aici, de ce am organizat acest eveniment, dar dacă am zis cuvântul organizat, e clar că fără organizatorul, cel care a dorit cu multă putere să facă acest moment, să susțină Părintele Sergiu și să fie alături de voi, dragi prieteni, această persoană importantă este alături de mine și vreau să aplaudăm pentru organizarea evenimentului. Redactor șef, ziarul nostru, președinte de onoare, Rotary Club Moldova, Natalia Vrâncean. Bună seara, lume bună și frumoasă! Eu o să fiu foarte scurtă. Eu sunt foarte fericită că voi sunteți astăzi aici și o să facem din bucuria noastră bucuria altora care așteaptă o masă caldă, o casă luminoasă și atâta dor și dragoste, lucru care îl face și poate să-l facă numai Sergiu Băldărescu. Un an nou frumos! Dragi prieteni, doamne și domnilor, eu mă bucur foarte mult că sunt foarte multe persoane importante astăzi aici, dar avem și un oaspete de onoare pentru care ne bucurăm foarte mult că este prezentă persoana și vreau să o aplaudăm pentru că alături de noi este ex-bașcanul Găgăuzii, doamna Irina Vlah. Prima dată sunt în aici sat și vreau să vă spun că sunt foarte fericită pentru că am venit la acest eveniment și sunt foarte fericită că astăzi văd așa lumea frumoasă, caldă, cu așa ideile bune și necesitate. De aceea vreau să vă spun mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru idee, mulțumesc toată lumea care sunt aici și care nu a venit la acest eveniment pentru că vedem ce este afară. Noi toți ne gândim despre copilașii noștri, noi toți ne gândim ce trebuie să facem că le ajutăm. De aceea, haideți să facem cât mai multe evenimente, de aceea, haideți să facem cât mai multe хороших дел, как можно больше, чтобы у нас всегда было как можно больше хороших улыбок, добрых и теплых на лицах наших детей. Потому что если наши дети не будут счастливы, то у нашей Молдовы будущее не будет. Огромное всем спасибо, потому что все, кто здесь, однозначно все пришли поддержать. Огромное спасибо госпоже Надежде, господину Штефану, примару, всем, кто здесь сегодня. Я думаю, что артисты сегодня нас удивят, и мы будем понимать, что в первый раз приехав сюда, нас будут впечатлять. Муцумеск, санатате, паче, ши... Toate cuvintele frumoase pentru dumneavoastră astăzi. Ne implicăm în proiecte, ne implicăm în lucruri frumoase și dăruim de la suflet, prieteni, asta mult contează. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer așa și pe pământ, pâinea noastră cea de-a pururea dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre,
precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel viclean. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Într-un numele Domnului Preacucernice Părinte, binecuvintează! Iisus Hristoase, Dumnezeule, binecuvintează mâncarea, băutura și pe noi robii. Eu vreau să invit o artistă frumoasă, o doamnă care va deschide această seară, cât stăm noi la mese, atâta timp cât savurăm din bucatele extraordinare, dar o muzică frumoasă, o muzică populară, o muzică deosebită din țara noastră, ne va interpreta. Dragi prieteni, vă invit să o aplaudați, să o aplaudați, știu că deja v-am spus poftă bună, Nătălița Munteanu alături de voi. Bună seara, lume frumoasă! Eu, bineînțeles, nu o să vorbesc mult, o să vă permit ca să vă simțiți bine la masa de sărbătoare. Ceva mai târziu o să revin cu muzica de petrecere, cu muzica de dans. Pentru început, mi-aș dori foarte mult, femeile nu urează. Eu astăzi nu o să vă colind, o să încerc doar să vă semăn. Să trăiți, să înfloriți, ca merii, ca perii, în mijlocul primăverii, la anul și la mulți, mulți ani. Lumea mea frumoasă, eu sunt o fată de la Florești. Așa cum îi spuneam părintelui Sergiu Boldărescu, mulțumesc că v-ați gândit la mine, dar fără mine nu putea avea loc acest minunat eveniment. Vă mulțumesc tuturor pentru gândurile frumoase, în primul rând dumneavoastră, părinte. Mulțumesc domnului Ștefan pentru gânduri frumoase de a aduna lume frumoasă în acest local minunat.
înseamnă ce zi? Anul nou vechi. Dar totuși e anul nou. A, Sfântul Vasile. Mă scuzați, mai tare sărbătoriți Sfântul Vasile. Dar cine e Vasile în familie? Nimeni? Haideți Ion și eu la voi Vasile în familie. Pentru că eu sunt Vasilevici. Am venit cu drag cu colegul meu Alexandru Calai ca să facem și noi o bucurie oamenilor care se distrează astăzi aici. Da, în sfârșit am ajuns și la pagina ta, încălbenită de vreme. Tu, parcă nici nu ai fost și nici mai există prima dragostea mea. Eu ochii mei se dezleg și mi-o plimbă seara al întâiilor vei. Când și mai s-a întâmplat ce-ar putea de-a uitat, lasă-mi numele tău. Vino pe anii de dor, tatălă, ochiță cu flori, dragoste, prima dragostea mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragostea mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Yeah.
cine vis, am să te măsăriți. Ceasă de pe zor, câine de pe zor. Nu vezi pe Instagram, n-am niciun prieten, scriu-o poate m-am putat. Pare să fie toată lumea să ne vină unde vreau. Lasă știi că eu she's
Let's go.
În aplauzele voastre, Geta Burlacu! Vreau să vă felicit cu această zi frumoasă, dar cred că mai important, eu vreau să vă felicit cu faptul că voi sunteți oameni buni. Pentru că în ziua de azi nu pe fiecare poți să-l feliciți cu așa merit. Și oamenii care se adună într-o duminică de început de ianuarie să facă lucruri frumoase pentru viitor, pentru că investind în copii, chiar dacă și sunt niște copii străini, dar ziceam că nu există copii străini, toți copiii sunt ai noștri, investind în copii, noi investim în viitorul nostru. Și pentru asta eu vreau să vă mulțumesc și de asta am ajuns aici. Eu nu pot să vă spun că eu am ajuns așa, hop, și la o cotitură am ajuns aici. Nu! Era o bucată de drum unde credeam. Important să ajungem cu ghine. Și am ajuns. Deci totuși, cum n-ai da, ce n-ai spune, drumurile cât de cât, mai ales la lume bună, sunt cumva deschise. Și pentru asta eu mă bucur. Dulce ca la lumina, cum și iauba era, la muscava, I'm not afraid to die.
Thank you.
niște oameni, cineva coace pâine, cineva cântă, cineva dansează, cineva este inginer și tot așa. Eu credeam că fiecare trebuie să-și facă meseria, bine mersi și atât. Eu n-am știut că există lume care vrea pur și simplu să cânte din suflet. Și vreau să vă spun că este neapărat să facem în viața asta lucrurile care ne plac foarte și foarte mult. Eu, de exemplu, știu să cos rochii, pentru că așa îmi place. Nu, asta n-am cusut-o eu, dar am văd două rochițele cusute de mine. Așa că dacă vă place să cântați, să faceți acest lucru neapărat. Iar următoarea piesă am să o cânt împreună cu Natalia Vrânceanu. Natalia, eu sper nici tu, nici eu să nu uităm cuvintele. Numai leșeni. Da, noi o să vrem de la dumneavoastră susținere prin dans. Știți, când noi o să vedem că dumneavoastră dansați în jurul nostru, noi oricum o să ne se pară că eu și de ghine mai cântăm. Așa că toată lumea este invitată la dans. Înainte de a ne porni la dans, vreau să vă spun, norocul este în mâinile fiecăruia din noi. Este doar nevoie să avem încredere în Dumnezeu. Iar norocul ne-l facem cu mâinile noastre. Să răsune această piesă împreună cu Geta Burlacu și Natalia Vrâncean. Yeah.
când zile de sărbători se mândrește la moment. Se întâlnesc frați și surori, ăsta-i la moment. Chefuiesc cu voia bună, doar așa e la moment. Cu părinții împreună, ăsta-i la moment. Nu se omule pe parte, nici de soră, nici de frate. Hai, I'm not afraid to die.
Mulțumesc lui Dumnezeu și pentru tot ce am în viața mea. Mulțumesc lui Dumnezeu. Artistul nostru mult așteptat, Igor Cuciuc! Să fie cu Doamne ajută să realizați acest vis frumos alături de oameni aceștia minunați, cu suflet mare, care vor să participe, să pui și ei o piatră la acea casă pentru copiii orfani. Felicitări, părinte, Doamne ajută în continuare! Eu cu cânticul popular am venit să vă alin sufletele și inimile dumneavoastră. Sus paharul, jos amarul, să ne fie cu Doamne ajută! Bună vreme, dumneavoastră, am venit la dumneavoastră. Am venit cu urare la o zi de sărbătoare. Bună vreme, dumneavoastră, am venit la dumneavoastră. Am venit cu urare la o zi de sărbătoare. Sus mulțele! La mulți ani, surori și frați, venișoare și cunați, haideți toți să ne împăcăm, că doar o viață avem. Hai, reveniți-a! La mulți ani, surori și frați, venișoare și cunați, haideți toți să ne împăcăm, că doar o viață avem. Sfântul Vasile să vă aducă oameni buni, sănătate, bucurie, fericire și tot ce vă doriți să se împlinească în 2024. Să spune că este un an bun, un an bogat, așa că așteptăm rezultate. Doamne ajută! Următoarea melodie, Mama Liga ne unește! Zi-mă! Cu toată Natalia, Mărișa!
pe masă. Ana cu zâmbete pe față, pe ea mălinga coasă. Păi mălinga neamului, păi neamul valului, să ne urca pe masă. Asta-i bogăția noastră. Păi mălinga-i ca un soare, vă poftim pe fiecare, ca o mămălie bună. Lasă-mi și ecață împreună de lăcii mă! Când eram copii acasă, mămăliga sta pe masă. Tata cu zâmbete pe față, i-a mai chinuit s-o dată, măi! Dar am bani, dar am avere, dar pe mâștea fost mai bine. Mămăliga ne țineam și pe toți ne ridica. Mămăliga neamului, neamului, valului, să ne mânca de masă. Asta-i bogăția noastră. Mămăliga e ca un soare, vă poftim pe fiecare. Lasă lucea la Provenț, măi! Hai și hai de noi, măi, de lume! Hai, 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 asta-i mămăliga mea. Hai, 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 da. Arătă de domnul primar, un om cu suflet mare. Asta-i mămăliga noastră. Până și cai dulcinerii de brânză și jumere. Când vin la Ștefan acasă, tot mănica stă pe masă. Iar soția dulcinerii ne de brânză și jumere. Păi mănica neamului, păi neamul anului, stă mereu în cap de masă. Asta-i bogăția noastră. Ca un soare, vă poftim pe fiecare, ca o mămăligă bună. Lasă dușeni toți împreună, mă, Nătăliță! Hai, 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 asta-i mămăliga mea. Hai, 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 asta-i mămăliga mea. Hai, 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 asta-i mămăliga mea. Hai, 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 asta-i mămăliga mea. Așa-i mămăliga ca, păi te vin din care jaca. Din nou mă cu tinti, îi scoat cu tinti. Așa-i mămăliga mea. Ca un plin aș ține casa și drept eu voi spune două greșe din tine. Dar ești în pâinea sa, ca un plin aș ține casa și la toți voi spune două greșe din tine. Hai, hai, duce-n gogodea ca mea. Când mă strâna de puia, încălzești ca un soare și te vindicare. Duce-n gogodea ca să, când mă joc în hori eu, ei mândria mea nu-l uite și-a bărbat. Tu și motorul de acasă, când o joc în hori.
dacă ne sunați, o tot dacă să nu ați, când am primit, înțelegi nimic. Dar nu mă crești, când dorea cât mai greșești, de-a cu vecinul, când termină vinul. Dar nu mă crești, când dorea cât mai greșești, de-a cu vecinul, când termină vinul. Stai-n-o pasâri, cine-i carne-i volumar? Stai-n-o pasâri, o
Domnul Vasile, Domnul Vasile, puiul e curaj. Domnul Vasile, Domnul Vasile, ești din Alămaș. La Vasile, o născut femeia, o bucată ea urmare, pe fetița șeia. La Vasile, bucuria-i mare, Igor cu ciucârea zăruceni, chiuiți mai tare. Cine-i care-i borboma, ăsta-i domnul Ștefan! Domnul Ștefan, domnul Ștefan, puiul e puraș! Domnul Ștefan, domnul Ștefan, ești din Andrăbaș! La domnul Ștefan, o născut femeia, o bucată ea urmare, lui femița șeia! La domnul Ștefan, bucuria-i mare, împreună faci lucruri bune, chiuiți mai tare, măi! Să vă mulțumim!
așa de hoparida. Mi se liniștiști satul, se pornesc cu neutatul, hoparida. Dar știu când ești la neapostică, sunt de-ațul ca din ucică, hoparida. Și mai are o fată mare, frumoșică ca o floare, inima ta, la cei din mari. Foarte neapostică, țuică din ucică, baba e supărată, iar s-o mutat. Ești, da? Știi? Așa, cum se numește persoana? Pleșca Galina. În primul rând, bună seara, doamna Galina. Bună seara. Câteva cuvinte, de unde sunteți? Când, de unde ați venit? Și cu ce vă ocupați? Povestiți ceva. Un an nou, frumos, rodnic, bogat, generos din partea tuturor. Sunt Galina Pleșca, vin din satul Hârtop, în același raion. Mă bucur că sunt alături aici și am putut să fim prezenți în această seară, alături de dumneavoastră, alături de părintele Sergiu. Ne bucurăm că putem și noi să fim o părticică din acei oameni generoși care pot să facă, să fie părtași acea faptă nobilă, frumoasă, bună. Ne bucurăm din suflet, sincer să fiu, nu aveam de gând să scriu un bilețel, dar oricum cineva a scris pentru noi, mă bucur pentru asta. Vă îndemn la fapte frumoase și în continuare, să dea bunul Dumnezeu, să ne mai întâlnim sănătoși în această seară frumoasă și la mulți ani. Înainte, la ediția următoare 2025, sănătate tuturor! Și Doamne ajută la lucruri frumoase și la fapte bune. Și uitați-vă că aici sunt două lucruri care cu siguranță sunt pentru sănătate. Un ceai gustos și miere bio. Cum puteți să mă iubiți decât bio? Iubiți bio? Da, foarte mult. Eu cred că la noi, dacă sincer, în țară, cred că e bio. Hai să vedem ce scrie acolo. Hai să ia uite ce scrie aici. Nico! Eu tot așa zic. Hai să vedem ce scrie aici, Nico. Știi cine e? Știi cine scrie aici? Ia să vedem, hai să vedem Kira să ne spună. Natalia Casăpciuc. Eu să înțeleg, vezi, dacă era Kira să extragă, vezi că ei voi stați la o masă, voi vă știți. Da, vezi, o altă fetiță a extras numele tău. De unde ești?
din Florești ai venit astăzi aici. Eu îți spun că și tu ai la fel un cadou, pentru că am spus că extragem, cine câștigă, acela câștigă. Și m-am gândit, vrei ceva de sănătate? Nu, n-am să-ți dau de sănătate. Ești sănătoasă, frumoasă. Este un ceai, dar de fapt este mult ceai. Uite cât ceai este aici. Deci poți să faci o cadă și este pe lângă ceai în cadă și e cu o sticlă frumoasă și gustoasă de vin. Felicitări! La mulți ani! Așa. Foarte frumos. Stați-o leacă, eu în general știu că e Sfântul Vasile și la Vasile cumva le merge. Dar azi e altă excepție, azi cumva e așa o seară frumoasă. Le merge știți cui? La fetele cu numele... Porascu. Galina Porcescu. Ce v-ați dori mai mult în anul care vine? E că sincer așa, ce vă doriți să împlinească? Sau ce vă doriți în general? Așa și sănătate. E că e și de sănătate și e și o leac de pașă. Să vedem. Mă așteptăm o leac. Bravo. Nu dacă copilul vrea să-ți facă mai ieșit ușor. Intrigă, intrigă. Bravo, ce scrie aici? Natalia iar scrie. Dar cine e Natalia? De să o chemăm odată dacă tot... Pentru că cel care scrie acolo, după cât știu el nu. Educatoarea de la grădiniță îți bie ceai și îți zică nu știu de unde, dar din suflet. Așa că transmiteți-i doamnei Natalia salutări, spuneți că o iubești tare frumoasa asta, prințesă. Olaru Rodica. Olaru Rodica! Bună seara! Ce mai faceți? Bună seara tuturor! Dansez, recit poezii, sunt medic, cânt frumos și îmi place lumea bună și voioasă. Ei, domnișcă, domnul vă trebuie cu așa extraordinar aplauze! Vreau în primul rând să vă salut pe toți, că ne-am adunat toți împreună aici pentru acest eveniment important care l-a organizat Părintele Sergiu. Împreună cu dumneavoastră am făcut ca această sărbătoare să ia un efect mai amplu. Vreau să mulțumesc pentru toți cei implicați ca această sărbătoare să devină un simbol al organizării pentru fapte bune și un simbol al faptelor bune în anul care vine să-l facem cu toții împreună. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc la toți împreună sănătate, pace, prosperitate și fiecare din cei care vor privi această sărbătoare să înțeleagă că faptele bune încep de la noi înșine și să nu uităm că în fiecare zi când ne trezim și vedem soarele sunt oameni care nu sunt mai fericiți ca noi și mereu când ne trezim să ne gândim că sunt oameni care sunt mai triști ca noi și împreună toți cei care am contribuit ca această sărbătoare să fie organizată în așa mod vreau să vă urez un mulți ani fericiți și la mai mult și la mai mare. Vă mulțumesc! Domnul vicepreședinte a fost cândva elevul nostru. Eu vreau să-i aduc aminte că noi am avut o oră demonstrativă la religie, unde când am intrat în clasă și am zis, măi băieți, trebuie cineva să dați o informație, să răspundeți la niște întrebări la jurnaliști. El a ridicat mâna și mâine, pe Facebook, o să pun acea știre cu mulți, mulți ani în urmă, unde dumnealui vorbește despre familie, că asta a fost subiectul lecției. Mă bucur că după mulți ani, prin multă greutate, prin multe încercări, politicul este un câmp greu, dar dumnealui cu efort a ajuns astăzi și reprezintă Raionul Florești prin funcția de vicepreședinte. Succes, Doamne ajută, și la mai mult și la mai mare. Au un impact important a acestui eveniment. Rotari Club Soroca, Ludmila Zdragoș, Natalia Iacubovici și evident că Natalia Vrâncean. Aplauze pentru fetele care sunt prezente în această seară aici, implicate și cu zâmbete fantastice. Bună seara! Bună seara! Dar cum noi parcă ne-am înțeles? Și-mi tăte negru și două cafenei și una roșcată în mijloc aici. Da? Așa, fără scenariu, da? Bună seara, dragă lume bună! Numai e gândul unde ne aflăm noi, locația,
stăpânii care gestionează restaurantul, menirea acestui eveniment ne emoționează la maxim. Căci ce ne-a adunat pe noi aici? Dragostea. Asta ce este foarte dificitar acum. Că dacă dăruim dragoste, noi obținem mult. Vorba că dar din dar se face rai, ori cine face lui își face, trebuie să o ținem minte în toată ziua, în tot momentul. Și cum a zis domnul vicepreședinte, să nu uităm când ne trezim dimineața că noi suntem fericiți și avem de toate și suntem mulțumiți cu ce avem, dar să ne gândim la cei care, în măsura posibilităților, să-i ajutăm pe cei care nu au. Și evenimentul de azi și toată inițiativa părintelui Boldirescu este o inițiativă care va fi în prevenție. Nu să ajungem la niște etape când, ia că dacă era, nu se întâmpla, știm noi multe cazuri din viață, dar să lucrăm în perspectiva profilaxiei celor neplăcute. Și noi suntem, pe lângă tot ce mai facem în viața asta, suntem și membri a clubului Rotary Soroca. Și o spunem cu mândrie, deoarece facem parte dintr-o comunitate globală, la nivel local, la Soroca, pe malul Nistrului și la Florești tot. Și dăruim dragoste din diferite surse. Și doamna Natalia, care este directoarea acestui club și inițiatoarea acestui club, ne va spune mai multe. Alături de proiectul nostru, chiar din primele clipe, atunci când am întemeiat un club Rotary la Soroca, acest proiect a fost unul din principalele. În 2019, când am pornit cu acest frumos proiect și care este inserat și în cartea Rotary Club, District 20-21, România, Moldova, am scris cu litere de aur și am zis că este foarte important cu un asemenea șezământ social. Trebuie să fie la Florești, la Hârtop, acolo unde bate o inimă, un suflet, un gând bun și o dragoste nemărginită. Cine nu a fost la Hârtop, să vă duceți mai decât. Să vedeți că atunci când mergeți la Hârtop, timpul se oprește pe loc. Dragostea pare infinită și vrei să trăiești oricât de grea și oricât de mari cumpine noi avea. Geta Burlacu, orice început se începe la Hârtop. Alături de Rotary Club Soroca, sunt foarte multe cluburi din România și Republica Moldova, iar cel mai aproape de suflet, Club Fălticeni, care din păcate nu a putut să ajungă astăzi la eveniment, dar este printre noi, a venit în această seară cu un mesaj de drag și știți că au fost prezenți la dumneavoastră la două evenimente, au venit cu mic ajutor, suport financiar de 500 de euro și ceilalți pași urmează să fie făcuți. Și noi, cei de la Rotary Club Soroca, venim de asemenea cu un ajutor în vreme de 500 de euro și sperăm foarte mult că faptele bune o să se mulțească și o să prindă contur asemenea dragoste care nu are început și nu are sfârșit. Și de la acest frumos eveniment, care îi mulțumesc foarte mult doamne Nadejda Presăcar și domnul Stepan Presăcar, care ne-a oferit atâta căldură sufletească, gazdă frumoasă, tuturor celor care au fost alături de noi, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Nătălița Munteanu și băieții Ilie Maxian și Alexandru Galai, ziarul nostru, și Rotary Club Soroca. Și toată lumea frumoasă, de la Soroca. Soroca! Florești! Chișinău! Mulțumesc frumos! Eu chiar din suflet vă mulțumesc frumos, pentru că e o seară frumoasă. Uitați-vă câte momente frumoase și pozitive. Începe un an nou frumos. Știți care este succesul, formula succesului? Atunci când ai emoții pozitive. Să vedeți aceste emoții pozitive
ce lucruri frumoase o să construiască în anul care vine. Așa e, Galina Porcescu? Da. Mulțumesc frumos! Mulțumesc din suflet, părinte, că existați! Mulțumesc frumos că nu obosiți să faceți ce aici faceți! Și vreau să mulțumesc mamei dumneavoastră, Natalia Boldărescu, pentru așa un fiu frumos în care ați investit suflet, inimă, ani în care ați muncit departe, peste hotare. Și când ați trimis bani acasă să construiască casă, el de fapt a construit o cantină socială. Mulțumesc, doamna Natalia, că prin exemplu dumneavoastră ne arătați cum de fapt trebuie să fie o inimă de mamă.